Bună ziua! De trei zile asistăm la o mare măgărie pusă la cale de către domnul președinte Iohannis, Klaus Werner, care ne ia de proști și pe voi din diaspora, pur și simplu ia peste picior. În primul rând, ce faceți voi în străinătate se numește muncă în alt loc. Deci, ce ne trimiteți voi în țară este 0,1 din PIB. Să fiți sănătoși! Ne-ați trântit euro cu toate porcările voastre luate de pe site-urile Resist, Realitatea, Digi și tot ceea ce înseamnă propagandă SIE. Ați uitat ce s-a întâmplat în 2012? Nu. Nu, noi n-am uitat. Voi ați votat un prost în fruntea statului, un dobitoc, da? Care nu vrea să accepte că în România familia este alcătuită într-un bărbat și o femeie, care nu vrea să accepte că în țara asta există legi. Ce a făcut jandarmeria pe 10, a făcut să prevină o lovitură de stat pusă la cale de Eduard Helvig și de către domnul Pahunțu, șef SPP, care îi punea alături de domnul Opriș, da? Domnului Băsescu, linie specială STS în garaj. Ați uitat că domnul Băsescu a fost suspendat pentru încălcarea Constituției? Voi veniți să ne spuneți cum să fim noi în țară. În primul rând, stați acolo. Munciți pentru voi, pentru copiii voștri, nu vă mai dați joc de noi. Noi stăm aici, supraviețuim, pentru orice porcărie pe care voi o spuneți sau când veniți aici, euro crește. Noi plătim rate în euro. Voi munciți în euro, dar sunteți plătiți în euro și vă convine că stați pe euro sau pe lire sterline. Voi nu sunteți diaspora, mă. Voi sunteți niște sclavi care v-ați angajat la alt stăpân. Deci când o să ne spuneți nouă ce să facem, în primul rând, să ne lăsați în pace. Da? Că ați votat un căcat. Da? Un căcat mare, cu ochi. Se numește românul Klaus Werner Iohannis. L-am acceptat ca să nu se rupă ardealul de România. Poate pricepeți o dată pentru totdeauna. Hai să începem cu războiul hibrid dobitocilor. În primul și în primul rând, care erau protestatarii care au dat cu căcat? Căcat în jandarmi, în 10. De ce nu-i spuneți? De ce nu-i dați? A făcut partidul nostru plângere penală în rem pentru lovitură de stat. Articolul 397 din codul penal cu privire la răsturnarea ordinii constituționale. Același lucru ați încercat și cu ordonanța 13. Care era problema? Doamna Prună, de ce nu a schimbat legea? Pentru că a spus Curtea Constituțională? Asta e legea în România, nu vă place? Când dă jandarmeria cu duș și cu gaz lacrimogene, noi trebuie să stăm să vă aplaudăm. N-ar fi frumos să se retragă, mă, jandarmeria în guvern, să vă lase pe voi să țopăliți acolo pe banii voștri, să vă bateți între voi? Mi se pare corect. De ce să plătesc eu, mă, jandarmul, să stea să strângă ție căcatul? Băi, tâmpitule, care ieși în piața universității, tu care tu la biserică, băi, bătutule în cap și care acționezi la ordinele celor de afară ca să ce? Să vă dăm gazul gratis? Nu vă dăm, mă, gazul gratis. Poate băgați o dată la cap pentru totdeauna că România nu e statul vostru, mă. România e